ziua Domnului și ne amintim învățătura Evangheliei de astăzi. Să știm să urmăm pilda acelui sărac credincios pentru a dobândi bogăția veșnică. Traghirea Evangheliei de la Ioan, capitolul 20, versetul 30, spune așa: acestea s-au scris pentru ca voi să credeți și crezând să dobândiți viața veșnică. Așa să fie și pentru noi, să credem adevărul de Sfinte Scripturi și să putem dobândi viața veșnică. Iubiți credincioși, înainte de anumia, ar trebui să vă reamintesc că suntem în timpul festivalului coral de muzică religioasă a Lumii Sacre, ediția nouă, care a început în ziua de ieri dimineața aici, în catedrala noastră, în prezența a 7 formații corale din diferite localități ale țării noastre, de diferite confesiuni. În cadrul acestui festival coral, astăzi am ascultat împreună corul Angelii, aici, în catedrala noastră, dirijat de doamna dirijor Angela David, și le mulțumim pentru că ne-au însoțit cu cântările liturgice și rugăm pentru Dumnezeu să le răsplătească efortul și pregătirea. Aș dori de asemenea să vă anunț pentru după amiază aici, în catedrala noastră, tot în cadrul festivalului coral, va avea loc concertul susținut de corul nostru, corul catedralei noastre magnifică, condus de către domnul profesor Alexandru Suge. Acum, în acest moment, aș dori să vă spun că Festivalul Coral de Muzică Religioasă este, de fapt, o inițiativă a domnului profesor Alexandru Suge și în acest an, a noua ediție a fost sub semnul anului credinței, dar și a unui frumos aniversar, a unui personaj important al bisericii noastre, dar și al culturii românești, pe care aș dori să-l omagem, acordându-i o diplomă și o medalie pe care am să rog pe domnul profesor Alexandru Suciu să le primească și vom merge împreună să le mânăm domnului profesor Marius Cudean. Vă invit să veniți să vă împuneți această diplomă și medalia corespunzătoare. Se acordă diploma Cardinalului Iocosu și medalia omageală Sfântului Iosif domnului profesor Marius Cudeanu la întâlnirea 95 de ani de viață pentru contribuția remarcabilă adusă culturii românești prin formarea multor generații de muzicieni și însemnată activitate muzicală religioasă în calitate de profesor, dirijor și compozitor. Cu stimă, urări de sănătate și bucurie în Domnul, împreună cu arhiereasca binecuvântată. Mulțumim, domnul profesor Alexandru Suciu, pentru că va transmite mesajul nostru și vă invit să păstrăm rugăciunile noastre de domnul profesor Marius Cudeanu la venerabila vârstă de 95 de ani de viață. Bunul Dumnezeu să vă dăruiască tuturor o duminică bine încurcată și luminată cu bogate și alese Harul Ceresc, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos.